Bună, eu sunt Cosmina și de mai bine de 2 ani locuiesc în Zanzibar ca rezident. Am plecat din România în august 2020, când încă era pandemie și foarte multe restricții în țară și am venit aici în Zanzibar la scurt timp după ce Tanzania și-a redeschis granițele unde nu erau restricții și toată lumea trăia liber. Dorul de țară? Nu am crezut că acest sentiment există. Am crezut că este doar o metaforă poetică. Ei bine, există și câteodată se resimte profund și visceral. Nu vreau să fac aici apologia patriotismului, cum poate ar comenta unii. Sunt doar niște gânduri personale într-o zi specială pentru România. Când am plecat din România, eram și eu la fel de mâcnită, supărată și tracasată, așa cum sunt toți acum. Eram supărată de trafic, de economie, de pandemie, de izolare, de ceilalți oameni care nu mai erau oameni. După 2 ani, nu mai văd lucrurile așa. Ce vreau să vă transmit astăzi este să fiți mai optimiști, să fiți mai buni cu cei de lângă voi, să vă iubiți țara pentru că este frumoasă și să nu mai fiți dezbinați. La mulți ani, România!